Dacă făceam un film, în mod normal ieșea un caft ca în Texas. Circumstanțele se mulau ca un mai oud, bombă de cartier, un stoc de proiectile, mese, bănci, sticle, etc., asigurând recuzita, bambilici care să țipe artistic, punct în sonorul, pe ring cam la un quintal de mușchi antrenați în fața noastră, un subiect criminal de beselă, ucigaș de profesie, cu muian de megastar. Aș. Nu s-a schimbat un singur pumn. Cât îl vezi de malac, găduiu ei iute ca un șarpe. A țâșni șrapnel și în aceeași secundă îi răsucește mâinile la spate, încălțându-i brățările. Exclamă încântat. Bine te-am găsit, Alendelon! Îl corectez instinctiv. Richard Gere. Ia dă-i în măsa aceeași facultate, hai flăcă o mână. O ajut pe morcoveață să se ridice. E perplexă și albă ca pâinile nesubvenționate de guvern. Îmi pare rău, dar trebuie să vii cu noi. Unde? bui nu rânjește cât poate el de antipatic. La dans. Mie milă de asta mică. O fată urățică, complexată, bănuiesc, dacă care încearcă să facă pe șmechera. O scuturătură bună o va dezmetici, dar e păcat să o facem praf. No, cauturile adolescenței sunt definitive. Arare ori mai părăsești podeaua. Dacă nu-i prea grav implicată în serial, mă gânde să-i fac vânt eliminându-i numele din dosar. În principal, să nu fie anunțată școala cu alea -i de consecințe, să nu figureze sub nicio formă la proces. Un proces al cărei cadru tematic îl constituie lumea prostituatelor. Să-i luăm declarația și să o expediem urgent, îi propun lui Bădoiu cât nu-i suliță pe fază. Ăsta ar exmatricula o până la adânci bătrânesc din toate instituțiile de învățământ și ar pune-o la stâlpul infamiei în piața mare. Așa ar fi pedagogic. Cugetă el, marele moralist Costică Bădoiu. Hai, nu-mi fă mie pe nebunu Ți se pare normal ca o elevă de liceu să umble prin locante de șuchiate cu țigări și prezervative în ghiozdan? Cu Ștefan cel Mare? Și sfânt, du-te la o știre pentru țară, mor și ți va fi mormânt un conjurat cu flori. ai laste te domnule de Iordane! Ce au prezervativele cu străbunii eroi? Tu fumezi de la 12 ani și la 13 te-ai dus la dame. Pardon, Niciun pardon. Nu mă las întrerupt. Ăstora li în cursuri de educație sexuală, în toată lumea civilizată se procedează la fel. Tinerii au dreptul la dragoste, să se iubească liber și în cunoștință de cauză, nu orbe căială ordinară în șură sau în vreun gang pestilențial cum ai făcut tu. Se cunoaște că n-ai copii. Îți dă mâna să cuvântezi despre libertatea sexuală. Ia să văd eu după ce ți-or mișuna vreo doi-trei în o gradă. Mă uit el dintr-o parte. Tu vorbești de copii? Când i-ai văzut ultima dată? Câți ani are de fapt a treia pensie alimentară? Ce număr la pantofiarea a patra? E băia sau fată? Hai repede fără să-ți consulți agenda. Mă opresc pentru că vorbesc singur. nu a cărat o fluturându-și amândouă mâinile în dreptul urechilor. Mi-a cedat terenul. Morcoveața e speriată rău, dar nu vrea să plângă. Îmi place, are amor propriu, nu cerșește compasiune. O față mobilă și inteligentă. Din păcate, asta nu o face fascinantă. Subțirică, normal la vârsta ei. Îmbrăcată standard, fustișoară și ilic de blugi, t-shirt mai lung, totul de calitate și marcă originală. Ghetele de antilopă galbenă, de exemplu, sunt mariu autentic. Mă uit la coama disperată, o, o claie ca o flacără ținută în vârful capului de o cătușă metalică. Vă lasă cu vopsit la școală? Nu avem probleme, băieții vin cu plete și cercel. O cheamă Vioreta, Viorela Calotă. Va împlini 18 ani în toamnă. Tai că s-a fost pilot pe curse externe. A murit într-un accident. Mama ingineră. S-a lansat în afaceri imediat după 90 și a izbit-o. Are două fabrici în provincie și un non-stop la București. Merilin. Ea, Viorela, e într-adevăr elevă la Mihai Viteazu. Și încă bună de tot. Îmi arată carnetul. Cele mai mici note sunt de opt. Stima și respectul gândind unde își prepară lecțiile. Cum ai ajuns la pumnul și cracu? sta un cartier. Te duci des? Aproape în fiecare seară. Mai da știe? Pe mama o interesează doar carnetul de note și... A, are o scurtă ezitare. Și să fiu sănătoasă. E frică de sida? Viorela confirmă dând din cap. Deșteaptă, femeie. Se pare că fică să-i seamănă. Când lipsește din București, ai singură? Avem o menajeră, doamna Petruța. E angajată să ne țină gospodăria, nu un câine de pază. Îmi strecoară o privire pe sub ca să vadă dacă am priceput. Cum s-ar zice, ești de capul tău. Trage mecanic de brățara elastică a ceasului. Până acum n-am dat-o niciodată în bară. Nici acum nu știu de fapt ce am făcut. Nu interzis să intri într-un local. Mama mă lasă de la 13 ani să merg la discotecă. Colegii tăi se distrează la fel? Depinde. Unii au părinți încuiați. Ridică din numeri. Ce reușesc? În loc să se distreze seara ca mine, chiulez de la ore și o fac ziua. Își roade unghiile și mă privește neliniștită. S-a adus șmecheria, tremură vargă. O iau pe scurtătură. Ți-e frică să nu te reclamăm la școală, așa -i? Dă repede din cap. Da, nu știu ce am făcut rău, dar... Avem numai gorile în cancelarie și pe mine nu mă înghit. m ar bubui și pentru o picătură de cerneală scăpată pe caiet. De ce nu te înghit? Își ridică ochii căprui în care a căzut o picătură de miere. E deconcertant de sinceră. Nu sunt simpatică. Ia uzi, n-aș fi zis. Mama spune că profi sunt, scuzați-mă, o șleachtă de impotenți invidioși. Știți, în învățământ sunt salarii mici, îi deranjează că alții se descurcă. Dacă ai bani, automat ești croc sau fost nomenclaturist. Mi-o închipui foarte bine pe patroana Merlinului, Suficiența agresivă, asiguranța arogantă a femeii văduve care a izbutit să-și facă loc gras în jungla post-decembristă, doar cu coatele și umerii ei într-o lume a bărbaților. O self-made woman a anilor noștri de vârstă, mijlocie excelent îmbrăcată. Servietă diplomat cu cifru glas de capitan de pirați. Disprez necamuflat față de excluși din patria succesului. Doar imbecilii sau trântorii nu izbutesc. Lasă ce spune mama, ce-ți reproșează ție, cancelaria. Viorela își mușcă buzele, se uită cu jin la țigările lăsate de babuin pe masă. A amărâtele de carpați când ea are camel în sac. În ce mă privește dacă mai sa nare are nimic împotrivă să fumeze? Nu sunt eu ăla care să strice dispoziția oamenilor. Însă mie că intră în birou un alt de suliță și fata ea nodă proastă. Vreau să o scot repede la aer curat și bazma curată. Tot nu mi-ai spus de ce nu te înghite cancelaria? Fiindcă sfata lui mama. Nu-i de ajuns. Aș completa, da, nu pentru urechile ei. În deopște elevele frumoase se înfruntă cu corpul didactic. Profesorii n-au încredere în ele, descălițele sunt geloase. Nu-i cazul cu Viorela. Nu, mi-e frică de ei și ei o simtă, ăsta e adevărul. Vrei să-mi explici? Profilor le place să tremuri în fața lor, să stai cu ochii aplecați. Dacă nu le ești simpatic, te ar la notă. Cu mine nu ține. Învăț bine, sunt a doua în clasă, am luat până cu trei olimpiade. Ei fac hicter și mie n-au ce-mi face. Da, mă așteaptă la cotitură. Nu cumva ți-ai inventat tu războiul ăsta? Uneori și părinții se înșală. Mama nu se înșală niciodată. Îmi adresează un surâs nesigur, nici atunci când are încredere în mine. Îmi în bărbie degetele împletite, intenție de sinceritate gravă, susțin fizionomiștii, translator de gestică. Să-i lăsăm intactă. Dacă mă ajuți, poate reușim. Dacă ești absolut sincer, ai șanse. Spunem tot ce știi despre Vic. Se numește Victor Săraru, ce vreți să știți? Tot, Viorela, când și cum l-ai cunoscut, cu ce se ocupă, în ce raporturi vă aflați? S-a mai destins. Simte că vreau să o ajut, iar eu simt că are încredere în mine. L-am cunoscut la Cracu, cu trei săptămâni, adaugă cu slăbiciunea pentru precizia datelor a primelor idile. Marți, 2 mai, la ora 21. Tu l-ai abordat? Nu, el m-a invitat la dans. De atunci ne-am văzut în fiecare zi. Ce învârte? A făcut doi ani la construcții, dar s-a lăsat de facultate după 90. Acum se ocupă cu diferite afaceri. Nu pot să vă zic ceva precis. ciu bucărește cum fac mai toți tinerii. Altceva ce să vă spun? Nu ți-a cerut niciodată să-i faci vreun serviciu? Dă din cap pe urmă, începe să râdă. O prostie! M-a rugat săptămâna trecută să-i cumpăr niște peștișori exotici. Mi-a dat banii și m-a trimis la magazinul respectiv. Ce v-am sună? pește exotici. Unde am văzut eu de curând? Ah, un vitrină la totul al maică -mi. De ce te-a trimis pe tine? Trebuia să meargă la brăila. peștișorii care îl interesau, apar foarte rar și era teamă că dacă întârzie, nu o să-i mai găsească. Sunt foarte drăgălași, zâmbește. Negru cu alb, seamănă cu niște dansatoare spaniole, cu fustele lor, adică. Cei roșii sunt mai banali. Unde se află magazinul? la piața Confederației. E, de fapt, un coafur de câini. Foarte nosti, m-am distrat grozav. Mai vreți ceva? Hm, eu nu. Sunt lămurit. Ți-a stă Richard Ger, toto. Nici nu putea, mai că mea să cadă într-o combinație mai împuțită. Ai idee ce-a făcut cu peștii? Viorela cască ochii. Când se miră, strabismul li se accentuează. Ce să facă? Și-a luat acasă. Ai fost vreodată la el? Niciodată ne vedem la Cracu sau la mine. Când mai că dar nu e acasă. Mai tot timpul nu e acasă. Râde. Nu asta ar fi problema. Am intrare separată și, în general, mama nu e o persoană indiscretă. V-am mai zis că, în afară de note și pozitiv nu o mai interesează nimic. A, mi-a mai atras atenția să nu mă încurc cu bărbați însurați. Niciodată. După ce-ți mănâncă ficații și tinerețea, se întorc la balabustă. A, ei trântește de bucurie un lighean de sarmale festive și tu rămâi cu ochii în soare. Figură mare patroana de la Merlin într-o zi, am să încerc să o cunosc. Pe sărarul i ai prezentat? Râde cu gropițe. Sunteți atât de ceremonios, nu se mai poartă scrisori de acreditare și bunicuțe grase cu coc în vârful capului. Spune-mi, Viorela, tu crezi că băiatul ăsta te iubește? Fața îi devine serioasă, mă privește în adâncul ochilor. Da, sunt o fată urâtă, cea mai urâtă din clasă. Au făcut băieții topul la nasoale și deți în primul loc. Pe liceu sunt a doua. M-a luat una dintre a unșpea. Astea-s prostii, zic eu, de părul broaștei. Nu văd legătura. Păi dacă nu m-ar iubi, de ce și-ar pierde timpul cu una ca mine? N-aveți idee câte frumoase pe bune încearcă să-mi îl sufle. De ce m-ar minți? Ai da dreptate. Tu-l iubești? Își mușcă buzele și respira adânc. Sunt moartă după el. Îmi pare rău, dar trebuie să-l uiți, dacă vrei să n-ai necazuri. A făcut ceva rău? Foarte rău? Vă rog din suflet să-mi spuneți. Vorbim altă dată. Acum îi împun frunta cu degetul, te duci acasă. Trebuie să fii foarte cu minte și înțeleaptă. O să te conducă cineva. Se ridică nu prea sigură pe picioare. Ochii îi sunt umezi. Nu există nicio soluție? Niciuna? Nu prea. Tu nu poți să realizezi acum, dar să știi că azi a fost una din zilele tale norocoase. Unele asemănări sunt de-a dreptul uluitoare. Șochează în special la bărbați unde gama artificiilor care pot apropia fizionomic două persoane este substanțial mai redusă decât la femei. Machiajul, sprâncenele pensate, părul vopsit, cu afurare văzută, fac minuni în măsluirea unui chip și o femeie poate aborda toate trucurile în modul cel mai firesc, fără a deveni suspectă. Un tip însă fardat și cănit duce cu gândul în toate direcțiile, nici una ortodoxă. Sărarul ăsta juri că-i frate geamăn cu actorul american, zămisliți în aceeași sâmbătă. Trăsăturile, statura, aerul, zâmbetul fermecător, toate sunt aceleași. Blugi și geaca de piele devenite uniformă oriunde ai pune degetul pe harta lumii, împing asemănarea până la inconfundabil. Personal, nu mă dau un vânt după Richard Gere, prefer alte vedete, dar dacă cuși genul ca femeie, tipul e un număr despre care merită să ai amintiri. Bădoiu ia interviul în stilul lui de zile mari. Dur, brusc, frust. Își scoate pârleala pentru plasa luată cu Voicu. Îmi aruncă ochii pe datele de stare civilă. Are 28 de ani, născut la Constanța, ambii părinți pensionari. Locuiesc în continuare la Câța. După cum mi-a spus Viorela, a absolvit doi ani la construcții. A abandonat, nu mai rentează. Cinci ani pierdus ca să ieși cu un salariu mai mic decât al unei femei de serviciu de la Sofitel. Logică de bronz, fără fisură, contrazice-l dacă poți. Mai departe, din 91 până în 94 a lucrat la negru în Germania și Belgia. A strâns ceva lovele și a investit în micul comerț. Un timp a ținut arabă la metrou. Ce face acum? Nimic important pentru moment. Se orientează. Caută un asociat care să fie specialist. În ce? să îi zicem industria alimentară. Mă gândesc la o fabrică de produse apicole și una de produse dietetice. Înveți, treburile astea merg foarte bine." Mm -mm, se minunează gras bădoiu. Îți pleznește inima de bucurie când vezi ce tineret harnic și întreprinzător avem. Albine și vaci. Cunoști ceva mai înălțător?" Întrebarea mi se adresează, dar nu așteaptă răspuns. Sărarul zâmbește încântat. Este exact felul în care privesc și eu lucrurile." sunt convins că voi avea succes. În doi, trei ani, devii angrozist, mare întreprinzător, îl corectează sărarul. Comercianții pot fi angrosiști, eu ca producător... Face pe ala care n-a priceput, îi turuie înainte despre fabuloasele însușiri ale mierii de albine, cu multiple întrebuințări în industria cosmetică și farmaceutică. Simulează perfect avântul entuziasmul contaminant al individului amețit de propriile proiecte care abia așteaptă să-și suflece mânecile și să se apuce de treabă. Pumnul babuinului bubuie pe birou. Gata, superbule! M-am plictisit de zumzăit! Repede și pe scurtătură! Unde erai azi dimineață între orele 9.30 și 10.30? Urmăresc atent reacțiile lui Săraru. Pentru o fracțiune de secundă am impresia că se va năpusti asupra babuinului. Respira adânc și flacăra din privire se stinge. Se lasă pe spate relaxat. Poate că înainte de toate am dreptul să fiu informat asupra motivului pentru care am fost adus aici. N-ai niciun drept. Simulează furia ca să-l intimideze. inutil. Să rar de gând să vină de-a dura. Se miră suav. Cum se poate? Trăim într-un stat de drept. Că veni vorba. Pot refuza să vorbesc altfel decât în prezența avocatului. Bădoi rânjește încântat nespus. Asta la televizor, puiule șoacea electorale pentru Mița Apaca, zisă Bigudiu. Sărarul se scarp în ostentativ la ceafă. Cum rămâne cu Constituția, Cadiule? Ca Du-o la budă, aici în birou la Tetea, bate cu palma în masă. Eu mis Constituția, clar? Atunci punct și de la capăt. Scuze, dar pentru mine nu-i deloc clar în condițiile astea, refuz să vorbesc. Babuinul se ridică în namile amenințătoare. Ascultă, nenorocitule, dacă te fac ping-pong, plânge mâine măta că ce băia frumos a avut. Îi arde din zbor o palmă care reprezintă doar 5% din potențialul babuinului. Un soi de mustrare cu avertizment și, dintr-o dată, Richard Gere mi arată profilul stâng în loc de cel drept. Încearcă să zâmbească. Hai, dracului de vitej, suntem când celălalt nu poate să riposteze. Unul cu băta, ălălalt cu mâinile legate. Babuinu începe să râdă, e pus pe demonstrații, îl apucă de reverele gecii și îl ridică cu o singură mână pe verticală cât îi permite lungimea brațului. Ceea ce nu-i de colo, să are 80 de kilograme, dar e un fleac față de performanțele lui Bădoiu. Auzi, cocorașule, eu te fac ca și ce oriunde ți-ai ține mâinile, în curs sau pe flintă. Zău, dă-mi o șansă. Șansă? și iar de desimetrie în coghioagă. Ce șansă i-ai dat o cu anei vierme? Bagă la cap întreg și tot că nu ești de mâinile mele. Am să te reclam cadiule, diule, scrâșnește sărarul, până la o să ai să-ți mușcați malele alea. și nu-și aprinde calm o țigare. Găsești la ofițerul de serviciu numărul de acasă lui Bill Clinton. Dacă te interesează Strasburgu, îți fac eu șusta. Îl cunosc pe portar. Miercuri, Dimineața e radioasă și proaspătă ca toate diminețile. Din păcate, nu-i semăn. Mă doare capul, stomacul semnalizează că există, nu prezint globilisme de ciocărlie. Când mă mai gândesc la câte am de rezolvat în cursul zilei, umoarea neagră tinde spre acut. Nu cunosc finalul meciului de seară. I-am lăsat pe bădoiu și sărar un tet -a tet Nici nu avea nevoie de mine și nici eu de ei. Nu-mi doream nimic altceva decât să ajung în pat. Am adormit imediat. Pe canapea și îmbrăcat. Vorbesc că în rime ceva nu e în regulă. Mic dejunez, cafea cu lapte ca preșcolarii. Biberon, zice babuinu. Ca să mă îmbărbătez, îmbrac un costum care îmi place și asortez o cravată luminoasă. Am primit-o de la mama. Îi face o plăcere nespusă să constate că por lucrurile dăruite de ea. Diseara are loc vederea și nu știu dacă voi mai avea timp să mă schimb. În birou, babuinu își consumă cafeaua. După cum arată și îl cunosc, E cam pe la al trei la termos. A dormit la sediu. Are ochii roșii, de pește proaspăt, e neras și șifonat ca unul care a călătorit noaptea într-un compartiment de clasa a doua." Mă măsoară ironic. A răs ca un pitic la matineu de nuntă. Tu ca un hamar, Dacă te vede suliță, îl indispui pe toată ziua." Voi fi cu adevărat trist. Și o să tragem noi din cauza ta. Pentru că sunteți fraieri și invistați drept în fața lui." Scoate totuși aparatul de ras electric și îl pune în priză. Sunt curios să știu unde a ajuns cu sărarul. Ce s-a să ajuns că nu ne-am urnit tot La kilometru zero sunt, e da dracului. Are vreun alibi? Nu, dar firește, s-a aflat la celălalt capăt al orașului. Făcea jogging la lacuri. ăsta e stadionul pe care îl frecventează. Aha, îi place peisajul. Flutura și aerosoli, spațiul om ragață, Așa, tătii cu tragetare să le rupe în gura la olimpiadă. Martori? Aparatul bâzei acum sub bărbia de hipopotam. Costumele ăsta de fante nu spriește, nu prea le cugeți. Martori? Ai haz! Păi de ce crezi că m-a trimis la lacuri, ozon și pustiu? Un obicei care se repetă cotidian lasă urme. În fond, la 10 sau 11 dimineața, parcul nu-i tocmai pustiu are clienții lui. Babuinul și-a terminat toaleta. Își aruncă o privire în oglindă pentru care îl invidiez. După ochiul lui, arată strașnic de bine. Băi, Superman, dacă tu ți închipui ca să dau fuga la herăstrău să fac investigații printre măturători, zahăr pe băț și ploz neamuri ale guvernului care se cacă francofon, înseamnă că ești mai toloma chiar decât în coșmarurile mele, unde pot afirma că deții rubrică permanentă. E în fața chiuvetei, face un duș până la brâu. Se scutură ca un câine ud și își pune cămașa curată de rezervă. Se simte fercheș și înduminecat. Îmi îndreaptă o privire mulțumită. De el, nu de mine. Știi de ce nu o fac? Pentru că nu-mi place să-mi pierd timpul. Nu am nici cel mai mic dubiu că ieri dimineață punea de mucenici în Dristor. Ce sens are să caut la mama dracului, doar așa, ca să văd vaporașele? Cum o dovedești? N-ai decât declarația lui Dorine, luminor de 11 ani. O declarație zdrobitoare. Când i-am comunicat derbedeului că există un martor. Mi-a zâmbit luminos ca la o serbare în aer liber cu mititei, bere caldă și mă de curioane că am votat romboane. După ce i-am povestit însă filmul de pe terasă, rânjetul i-a alunecat spre miază zi. În clipa asta nu pricepe de ce nu scot iepurile din joben. Nu-i suficient. Mă, Herculache, puțin îmi pasă că exact în momentul ăsta nu-l pot aduce în fața tribunalului sub învinuirea de crimă. Sunt aproape sigur că el e criminalul și deocamdată mi-ajunge. Ce urmăresc eu e să-l speri în așa măsură, încât s-o cotin partida pierdută o să mă ducă de mână la stația Terminus. Ce asta sau care dracu -o fi în spatele afacerii. Dacă e doar un simplu killer cu contract, nu știe nimic. Aș, cineva tot l-a contactat. S-a luat legătura cu el. Pe Cătălin voi cu sigur îl cunoaște. Poate. Nu poate sigur. Pui un pariu? Încep să râd. Mizează pe faptul că amândoi frecventau același stabiliment. Cada peste săraru căutându-l pe Voicu. Voicu, personajul mă intrigă din ce în ce mai mult. Babuinul își curăță unghiile cu briceagul, se întrerupe ca să se zâmbească în voie. Trebuia să te intrigi al altăieri când ți-a scăpat din mână ca un pește viu pe o simplă legitimație de la tractirul ăla de fagotiști. Tu vorbești? Și văd policrom dalist în fața ochilor. Să scape unul din arest. Păi asta se întâmplă odată la trei generații de polițiști." Băi, un metru și un pic. Dacă te preocupa să-ți dezvolți cerebelul și nu joalele, ai fi aflat că întâmplările sunt pe măsura a oamenilor. La oameni mari, greșel mari. La pitici, căcărici. Hai, sig, tirdutește, plimbă. Chiar mă duc, îl las pe să mediteze la trecutul revoluționar și încerc să dau de cu. Unde? Am niște presimțiri în organism pe care vreau să le verific. Întâi dau o raită pe la crocodil să bag niște fitile și să-i văd cum dau un clocot. Pe urmă trec pe la mușchetarul ăla de pune câinii pe bigudiuri. Mă interesează aerul de în zonă. I-am povestit tot ce știu despre Toto, fără să pomenesc însă de maică mea. Tu încotro ei? Ah, am o grămadă de nasoale pe cap. Acum mă duc la crematoriu. La zece o incinerează pe Vanda. E interesant, da, că și cine mișună prin preajmă. Bă, doi, ridică din umeri. Pierdere de timp te iei după capul usuliță. Îți imaginezi că se prezintă marele bos la condoleanțe? Sau că o să participe la înhumarea coanei Aurica? Te ce? Să se convingă că a murit da binelea? Ăla-i cornut să se vâre singur în congres de filatori? Nu vine el, dar un observator tot trimite. Făs! Ascultă, boabe! Completează-ți agenda de lucru cu două probleme. Vezi ce poți scoate de la Nina despre Voicu și contactează-l pe lăbarul amic Dorinel să-i tragă o vizionare lui Săraru. Zii că-l plin cu mașina, vrăjește-l, în fine de descurci tu. Te descurci și tu la fel de bine. Ura! Șoiau spre ușă. Salve, tit! Nu uita ce te-am rugat. Mă răsucesc pe călcâie ca un titirez. Mai rugat? Ce ai pățit? Îmi sură de ca o duminică sportivă, când câștigă rapidul. Plec pe gânduri, miroase suspect. Azi nu-i duminică și nici meci. Ce-o fi punând la cale babuinu? Sinistru rău la crematoriu, nu știu cum sunt o mai repede. mi amintesc de cuvintele unui mușteriu de-al meu, nelupa șase, scund cât mine purta patru la escarpeni comentând o situație asemănătoare. sol momentul mișto, Coliva. Ca totdeauna, peste tristeța spectacolului, mă impresionează lipsa de însemnătate a individului, ca fenomen în sine, efemerul relațiilor sociale, zădărnicia oricărui zbucium raportat la o groapă de 3 pe 1. Făcând abstracție de personal, participăm la ceremonie 3 inși. Plutonierul M, omul nostru care s-a ocupat de formalități, eu și mama Vandei. Situația are motivațiile ei, totuși pustiu ceremoniei mă întristează. Gabriela State e ca transă. Ai senzația că participă la un spectacol pe care nu-l înțelege. Oricum străin de persoana ei. Din fericire nu durează mult. În circa 30 de minute se termină numărul vin alții la rând. Em rămâne să se ocupe de restul formalităților, eu o conduc acasă pe doamna State. O întreb dacă a mai primit vreun telefon în legătură cu copilul. Nu, niciun telefon. O rog să fie în continuare prudentă, de altfel ne vom revedea mâine sau poi mâine imediat ce obținem aprobarea parchetului pentru deschiderea casetei de la Bank Life. Mă aude, dar nu percepe. O conduc până în casă. Mă asigur că totul e în ordine, că nu-i lipsește nimic, nu trebuie să iasă nici după pâine. Mă urmărește cu o privire lipsită de conținut. A rămas cu pălăria și voalul, poșeta plic uitată la subsoară și mâinile înmănușate abandonate în poală, cu tremurătoare statuia neputinței. Îi dau tot felul de sfaturi imbecile, pentru că așa se obișnuiește și nu o pot trimite la cinema. Își ridică privirea fără expresie. Întrebarea mă doboară. Eu acum, ce să fac? Mă va urmări toată ziua. Eu acum, ce să fac? Adică în clipa imediat următoare, diseară, mâine, toată viața. Mă întorc la birou. Din raportul schimbului de noapte rezultă că deocamdată la Nina lucrurile decurg normal. Acum o oră a plecat în oraș pentru îndătinatele cumpărături, blii de prosoape, lumânări, etc. Mai puțin sicriu pe care Coana Urica și-l comandase din viață, după gustul și gabaritul ei. Îl păstra la Madame Covriga, altă prietenă din tinerețe. Femeia locuiește la curte, spațiu de depozitare berechet. Găsesc și rezultatul autopsiei lui Panait, catolica sosia lui Țeastă. Infarctul cât se poate de autentic al unui cardiac cu vechitate. Că eu continui să fiu circumspect, prea muri de parcă și-ar fi așteptat rândul și la momentul oportun. E un punct de vedere pe care îl păstrez pentru mine. Oricum, o pistă închisă. E ora 12. Înainte de a-mi continua itinerarul, îmi fac o cafea. Aștept să se răcească. Capul în vâje de ipoteze coliziune pe teren accidentat. Mă zgălesc mașinal hârtia din fața mea. Dintr-o dată realizez că desenez pești, pești, fandosis cu mustă zbârligate și cozi nevantai, nu crăp ce lăcoviște pe izană. Constat că au început să mă obsedeze și firesc. Nu-l văd deloc pe sărarul alias Richard Gher, subiect de pasiuni domestice. Pasămite tânja după exotici și a găsit amân la tot amicul țeastă. Pesticidele constituie un mister. Ce naiba să ascundă? Un mesaj special? Cât de supravegheată ai fi sau te-ai simți? Există mijloace de comunicare mai eficiente și mai comode. Droguri? Cât drog poți ascunde în pântecele unui peștișor care nu cântărește mai mult de 15-20 de grame? Unde ar fi afacere? Aberant. Țin minte că am citit într-un polisie celebru că un escroc ascunsese o perlă foarte importantă în burta unui tip din ăsta cu coadă și aripioare. Vaxuri. Sunt convins că nu despre așa ceva e vorba. Mă pocnește o idee la babuinul, riscantă pentru că sfidează agresiv toate prevederile legale mă duc acasă la Richard Gere, să-i văd pești și, în general, cotețul. Deci, violare de domiciliu și percheziție fără prealabil autorizație obligatorie a procuraturii. Singur de capul meu și fără martori. Asta și urmăresc. Înainte de a pleca, îmi trag un pieptene în oglinde. Ei, da, pot să spun că păr am. E des și castaniu frumușel de tot. N-am să cheles niciodată, sunt sigur. De regulă, pleșuvia începe să are până în 30 de ani. Nici de la sprâncene la vale n-ar fi tocmai rău. Strică puțin direcțiile contrare. Nasu pleacă sud-vest, în timp ce linia gurii urcă nord-est. Bobie atât de caragios, spune una din mătușile mele, că pare inventat. Aud în spate o tuse care se vrea discretă. Mă răsucesc ars ca surprins în flagrant de viol. În clipele mele de intimitate detez martorii. Maiorul de metru care umblă și se mișcă pisicește are talentul de a te lua pe neașteptate. Ai aranjat cu Nina? Direct și brusc în stilul casei. E vertical, vibrant, tăi, o o sabie ninja. E de acord. Când? Mâine la 11. Mobilizare generală, voi veni și eu. Ceva special azi la crematoriu? Nimic. Cum se comportă sărarul? Neagă orice fel de amestec. Minorul Florescu l-a recunoscut? Acum mă duc după el, trebuie să iasă de la școală. N-am nicio îndoială că îl va recunoaște. Mai aveți și alte probe? Nu. Mă măsoară acru. Din făptura lui Suliță emană un soi de electricitate, piciorul drept parcă ar avea epilepsie. atrage atenția capitanului Bădăiu să nu le inventeze cu pumnii. E un avertizment. Am înțeles, domnule major. S-o înțeleagă el. Arestul poliției nu-i sală de antrenament pugilistic. Adaugă ca pentru sine. Meciurile în care unul din parteneri are mâinile legate în faxilă. În principiu are dreptate, totuși rămâne măgar. Pe Richard Gere l-am agățat în timp record și nu pe abțibildurile lui, datorită exclusiv babuinului. Chiar dacă umblam după altul, el detectase deja bârlogul fiarelor. Merita măcar un cuvințel de apreciere. Din păcate, situația nu se poate schimba. Îl detest organic pe bădoiu, cum nici babuinul nu-l consumă la desert pe suliță. Sunt chit. Nu își datorează nimic unul altuia. Când aduci băiatul, îmi spune cu mâna pe clanță să mă anunți. Vreau să asist, reține. Nu comitez nimic ilegal vis, -vis de săraru. Procedați ferm, dar nu dur. Capitanul bădoi are nostalgie epocii de piatră. Dacă nu se poate debarasa, să iasă la raport pentru a fi înlocuit. Rămân crăcănat și în mod excepțional îmi aprind o țigare. Mintea îmi dă în clocot, de băc, băc. Aici se petrec lucruri mari neamule. E prima oară când suliță insist asupra unei probleme repetând un ordin. De regulă poruncește, se cară și așteaptă executarea. Acum se obosește să emită de două ori și să-și îndemne la legală blajinitate. Ce presupun? La fel de simplu ca bonjur sau hai sictir. Sforile se trag în sfere înalte. Gone spre Dristor să-l contactez pe Dorinel. Nu că aș fi renunțat să bag un far la domiciliul lui Săraru. Abia acum că Suliță insistă și trage pe legalitate, am devenit și mai curios. Încă de pe vremea studenției mi-am formulat un principiu. Poți comite ilegalități dacă sunt strig gândite și operate cu bune intenții. Nu țin să-l înfun neapărat pe săraru. Vreau să descoper ceea ce mi-ar fi mai greu de descoperit în împrejurări legale. De fapt, îmi crez singur condițiile. Cam toate polițiile procedează la fel, doar că nu o recunosc. Mân spre Dorinel pentru a-l acroșa înainte de a ajunge acasă. Am reținut că menajează pe bunică sa, nu mă pot duce să sun la ușă. Am noroc, îl descoper imediat încă din mașină. A făcut o haltă la buticarul din colț. Într-o mână ține ghiozdanul, în cealaltă o înghețată. Bunică s o să constate încă o dată că băiatul nu are poftă de mâncare. Poate i-ar trebui niște fier. Mă recunoaște fără emoții extraordinare. Își îndreaptă ochelarii și mă privește atent. E în așteptare. Ce mai faci, Dorinele? Mulțumesc foarte bine, dumneavoastră. Cum a mers azi la școală? Așa, așa, așa. Și plimbol limbalată peste moțul înghețatei. E bună? Dacă vă place fisticul, o întinde spre mine. Vreți să gustați? Nu, dragule, mă sperii. Nu la ora asta. Mie îmi place la orice oră. Nu o spărați, l-ați prins pe mafiot? Nu sunt sigur, tocmai de asta te-am căutat. Dă din căpșorul rotund. Mi-am închipuit eu că nu e o simplă coincidență. Dacă vrei, ai putea să mă ajuți. Mă privește dintr-o parte. Probabil vede mai bine cu ochiul stâng. Trebuie să-l identific, nu-i așa? Am văzut în taxi un și aventură la Hong Kong. Vin mai mult tip pe scenă și noi stăm ca la cinema pe -ntuneric. Exact, pe toate le știi. Nu încă, declară modest. Poate peste un an sau doi. Ce zici, vii cu mine? Cu plăcere, dar nu acum. Dacă nu vin la masă, bunica se sperie, după aia îmi fac lecțiile, știți, nu știe nimic. Ok, spune tu ora care-ți convine. La patru, când își face bunica siesta. Da, vă aștept aici, nu în fața blocului să ne vadă cineva. Ne-am înțeles, la patru sunt aici. Îmi amintesc recomandarea babuinului și adaug. Vin să te iau cu o mașină. Nu pică el pe spate, pic eu. Mă întreabă cu viu interes. Ce marcă? Renault te avantajează? Declară serios ca un specialist șofer încercat. E o piesă bunicică, dar suspensia nu-i destul de elastică pentru șoselele noastre. Conduci? Tata a avut un Renault și l-a vândut. Nu îl satisfăcea. Acum are un Mitsubishi, iar soția lui un Opel. Mama are Mercedes. E pretențioasă și greu de întreținut, dar face impresie într-o lume în care doar impresia contează. Intuesc frazele părinților reținute la silabă și aud de la distanță foșnetul bacnotelor verd bătăi, galbenii nezornăitori ai epocii. Garsoniera lui Victor Săraru e în drumul taberei, o oală de noapte și două cutii de chibrituri. Traduc. O odaie în care nu dansez matale vals, o baie și o bucătărie unde instalațiile sunt pendinte de cât un lighean, cratiță, cutie de conserve colectoare. Intru fără probleme de la primul truc. Nu mă vede nimeni. O pisică flotantă prospectează palierul. E prea deprimată și vădit lehămețită ca să aibă stăpân. Înăuntru nimic din ce mă așteptam, nicio trăsnaie. Deasupra somierei, pe care o evaluez cam de pe vremea mareșalului Antonescu, zâmbește prinsă în patru pioneze, Claudia Schiffer, top modelul despre care 80% dintre americani mărturisesc că șar pat. Interiorul e sordid de tip studențesc. Câteva mobile vechi, deteriorate, aparținând desigur locatarului, un tranzistor mic, o veioză. Într-un colț, direct pe parchet, un tank de cărți. Oamenii sunt imprevizibili. Uite ce citește de pildă Victor Săraru, sperie lume, probabil asasin al Coanei Aurica. Descartes, meditații metafizice, Sandra Brown, Jules Verne, Petrețuțea, magicianul. Mă, doare capul de -ale mele și într-un bucătărie. Ambianță tipică de mese improvizate în picioare la hârtie, direct din pachetul cumpărat la băcănie. Pe pervazul ferestrei mă surprinde un ghiveș cu o siclamă. Floarea e frumoasă și bine îngrijită, nu mă lasă inima și umplu un ibric cu apă. Sunt gata să fac o greșeală monumentală. La o eventuală percheziție, s-ar constata că floarea a fost udată de curând. Privesc pe gânduri fotografia Viorelei. Stă lângă ghiveci într-o ramă care imită argintul. Exceptând ciclama, e singurul obiect estetic din casă. De ce în bucătărie? Simplu. Toate simple la mine. În cameră nu există masă sau vreo altă suprafață plană Fereastra nu are pervaz. Fotografia este caracteristică strabiștilor. Poză din profil camuflând defectul. Săraca ai tot urâțică, dar privind-o te simți tușat. Ceva te mișcă, transmit o gingășie sufletească. Sau poate sunt eu un sentimental impresionator de câte ori descoper omenescul în forma lui cea mai frumoasă? Dragostea! Căci sunt gata să pariez, killerul ăsta o iubește pe Viorela. Deschid bufetul de deasupra chiuvetei, transformă de sărar un birou. Găsesc col de hârtie, plicuri pixuri, fleacuri de papetărie și un dosar subțirel cu acte personale. A păstrat legitimația și carnetul de student. Mă uit curios la calificative. Cel mai modest e șapte și asta spune ceva. E, în fine, un notes cu adrese și numere de telefon. În locul numelor, dar inițiale. Două sunt din Germania și amănuntul merită reținut. În același dosar al prostituatelor, patru dintre implicați au întreținut, întrețin diverse raporturi cu federalii. Vanda, Țea, Nina, Săraru, Richard Gier. Nu sunt în vizită, viole un domiciliu. N-am adus flori, am venit cu Codacu. Trag microfilm după note su cu adrese și intru în sfârșit în baie. Surpriză! Nu, nu dau peste un cadavru, dau peste un acvariu improvizat într-un borcan de murături. Se poate afirma astfel că exoticeau un domiciliu, dar scuze, nu așa și cazează protejații un împătimit care umblă cu limba scoasă după exemplare rare, cu sofisticate pe Mai există un detaliu interesant. Viorela a luat cinci pești de la Toto, iar în borcan sunt numai patru. Mister Gear, peștii matale ascund un mister. Scot un cap pe palier, tot nimeni. Pisica se sizează mișcarea și alergă spre mine plină de nădești. O lasă să se strecoare în casă și în cuiușa. Al dracului să fiu dacă știu de ce am făcut-o. Am uneori impulsuri bizare. Apelul lui Enei mă găsește la birou. Sună de la un telefon public aflat chiar vis a -vis de terasa la găina beată. Îmi spune câteva cuvinte despre ce este vorba. După cum hotărâse, Nina a ieșit de dimineață la cumpărături. La un moment dat a făcut o haltă la galina ce e amintită. A comandat un cappuccino și a aprins o țigare. Urgent s-a prezentat un crai la agațament. În ciuda protestelor ei, s-a așezat la masă. Nina a dat să se ridice, dar tipul n-a lăsat-o. Au intervenit chelnerii ăla le-a șters câte o gheoacă și a amuțit. A sărit locotenentul Timofte și cu doi pumni a restabilit pacea în Cecenia. v conspirat, desconspirat, scrâșnesc. Ce putem face? Craiu devenise agresiv, intra în anatomia ei. Asta și urmărit să faceți ceva. A provocat scandalul să vadă dacă Nina se află sub protecție. Cum procedăm în continuare, cap-bob?" Timofte iese din cursă, trimit schimb. Tu rămâi pe fază marina și a urma craiului. Craiul s-a evaporat. Extraordinar. Ce s-a întâmplat?" A apărut țeastă, i pe terasă." Diversiune. Tipul încearcă să vă disperseze. Fii atent, n-o slăbi din nou pe Nina. În cinci minute sunt acolo." E ne strigă, disperat. Cap-bob, ce facem cu țeastă?" Să-l preia Timofte. tot s-a desconspirat și nu avem încotro." Nu mai aștept liftul, cobor scările în zbor și plongez la volanul Renoului. Dau prin radio dispoziții de încercuire a zonei. Fâs! Știți ce înseamnă onomatopeea asta? Pârțulache! Ceva în genul mărgicii albastre din povestea lui Creangă. Când ajung la găina beată, e soare, pace și liniște ca într-un weekend caracalez. Acțiunea noastră e făcută zob. Craiu s-a exclofisit de mult și ți i-a urmat exemplu nesupărat de nimeni. Normal. E, ne discuta cu mine la telefon, Timofte te făcea pe făt frumosul care a salvat-o pe Cosânzeana și primește modest mulțumiri, Marina și tătea bătut în cuie, în strictă conformitate cu ordinul de a nu o abandona pe Nina o singură secundă. Contemplu dezastrul. Îmi sosesc oamenii alertați prin radio. Da, ce folos. Cei doi au părăsit de mult meleagul. Nina achita nota și se ridică de la masă. Îmi face insesizabil cu ochiul și se îndreaptă spre toaletă. Mă fofilez în urma ei strecor o bagnotă în mâna îngrijitoare și intru la Ladies. Nina chipurile se aranjează la oglindă. Îmi pare rău. Șt! Indică una din cabine, ocupată. Scoate iute din, un porvizit din poșetă și mi-l bagă în buzunarul de la piept. ce e asta? Suflu. E al tipului care a venit la masă. i l am palmat când se vâra în mine. Aud sifonul de la cabină ocupată și mă grăbe să dispar. Reflectez la ceva să zică profesionalism și tehnică. De undeva din Eter, cu Ana Urica în face cu ochiul. Un port vizit clasic cu conținut clasic. Buletin de identitate, carne de conducere, un bon de la Nufăru, carte de vizită a unui dentist, o bancnotă de 50 de dolari, două de 10.000 de lei și fotografia unei brunete mioritice. Asemănarea cu o oaie e frapantă. Pe versul lângă numărul de telefon semnează Loredana. Practic și eficient. Pe vremea mea se mai pomenea despre o piedică în calea uitării. Se numește Marin Panduru, are 26 de ani și locuiește în militari. La ora asta se întreabă probabil unde e dracu și-a pierdut vizitul. E exclus să-i treacă prin minte că-i la săltanina. Îl dau în urmărire urgentă și o car spre Dorinel. E aproape ora patru. Mă așteaptă la locul stabilit. Stă într-un picior și cu celălalt necher rezema de zid. Mănâncă bonibon, cu pumnul nu ciugulit. În două reprize îi sprăvește tubulețul de pastile colorate care seamănă cu un etui de termometru. Când mă observă, își revizuiește politicos ținuta. M-am lăsat reperat de la circa 15 metri vrând să-i verific vederea de la distanță. N-are probleme. Mă verifică și el privindu-și ceasul. Constată mulțumit că sunt punctual. După care mă poftește la bonibon. Nu vreți? Nu vreau. Îi pare rău pentru că așa l-a învățat bunică sa. Sunt gata. Iar pe mine mă dă gata cu cel mai firesc aer din lume, mă ia de mână și încearcă să-și potrivească pașii după ai mei. Probabil așa e obișnuit să procedeze cu adulții din familie. Mânuța e rece și lipicioasă. Mi se încredințează cu totul și încerc un sentiment bizar. Ce mai încolo și încoace simt că mi se topește inima. De ce, dracu știe? Nu mă dau un vânt după bambinii. Se așează cu dezinvoltură în dreapta volanului. La un calcul sumar circulă frecvent cu trei autovehicule babane și nu m-ar mira să aibă și bunică sau un căluț, măcar un fiețel acolo. E atent la toate manevrele mele, dar nu pune mâna pe nimic. Tresură de înaltă clasă. După ce se puizează curiozitățile de conducător auto, se lasă pe spate și își potrivește ochelarii cu arătătorul lipicios. E departe? În 10 minute ajungem. Știți, putem să ne întâlnim și mai devreme pentru că bunica s-a dus la coafor și după aia joacă pocăr la doamna Valerian." Probabil nu știai chestia asta la prânz." Ba, știam. Eu și bunica ne afișăm în fiecare dimineață programul lângă telefonul din bucătărie." Mă uit la el nedumerit. Atunci? De ce mi-ai spus că...?" Își întoarce toată fața spre mine. Doamne, cât poate să fie de rotund și caragios!" iar nasul ăsta, cireașă, bretonul lung și ochelarii optinova îi se potrivesc de minune. O caricatură delicioasă pe care îți vine să o mănânci. Pare puțin încurcat. Își desprinde gogoloiul de chewing din spatele urechii și începe să mestece cu nădejde. Știți, m-am gândit că s-ar putea să mă răpiți, dacă sunteți complicele mafiotului. Aha, ai avut nevoie de timp să faci cercetări. Cam așa ceva. Deci legitimațiile noastre nu te-au convins. Sunt încă mic și n-am mai văzut altele până acum. De unde să știu eu dacă sunt adevărate? Corect. Practic, cum ai procedat? M-am dus la domnul polițist care păzește blocul cu crima și... sta să vezi. I-am zis că la ora 4 am o afacere importantă, tot cu un domn polițist. Și ăla nu te-a trimis la plimbare? Nu, că v-am descris. Pormă, i-am zis că s-ar putea să întârzi, dar tot vin. Așa l-am mințit eu, să văd dacă vă cunoaște." A, zice el, ca Bob. Dacă îl văd, îi spun. fi liniștit, dar să nu întârzi prea mult." Eu știam cum vă cheamă așa că..." Ridică din numeri. Asta e. Bravo, ești prudent. Dar de, de unde știai că ăla e polițist? Nu e în un uniformă." Asta n-a fost greu. De ieri pierde timpul pe la noi și, porm, l-am văzut aseară bând obere cu sectoristul nostru pe care îl cunoaște toată lumea. Era pe terasă, la trei ochi sub plapumă. Știți unde sunt umbrelele roșii? Râd, puștiu, mă muză colosal. De ce îi se spune trei ochi sub plapumă? Fiindcă domnul Fane, patronul, are o nevastă care are un ochi de sticlă. A face niște pateuri, o bunătate. E o plăcut și lui bunica, care e foarte dificilă. Adică se întoarce la o idee, când se culcă la ei acasă sunt doar trei ochi sub plapumă în loc de patru. E logic. Am ajuns, parcăm, coborâm, intrăm în sediu. Sergentul de la poartă mă salută regulamentar. Dorinel salută și el foarte politicos. S-a simțit inclus în ceea ce el consideră a fi fost doar un act de gentilețe. Gradatul se uită lung după noi. Puștul îi face o impresie bună maiorului de metru. Cred că în sinea lui îi acordă un șapte plus, poate chiar minus opt, ceea ce din partea lui Soliță echivalează cu un Oscar. În ce mă privește? Mi-am format convingerea. Dorinel e o cnă mare. că i bine crescut, mă rog, trăiască bunica, da, se orientează din mers. A simțit imediat că sulița e altă căprărie decât ca Bob sau Babuinu și a schimbat tangoul. Stă în rezervă, așteaptă să fie întrebat, nu se lansează în observații personale. La intrarea maiorului se ridică frumos în picioare, ceea ce dă bine de tot. Rămâne în poziție de drept și înghite guma de mestecat. Suliță vrea să știe cu cine are de-a face și trântește un interogatoriu. Părinți, școală, note, prieteni, preocupări. Aștept din clipă în clipă să-l întrebe dacă își spală urechile. În principiu, întrebările cu caracter intim sunt de natură să dezghețe un copil. Nu însă când eminentul, emitentul se numește Demetru, putând să-l cheme la fel de bine Ignațiu de Loyola. Tonul e secla, să urmă de glaș papir. Dacă ei sugera să zâmbească sau să-și scoată pantalonii, ar rămâne la fel de încremenit. A depășit generalitățile și începe tirul întrebărilor incomode. Cum de te-au lăsat părinții să vii singur la poliție? Dorinel îl privește printre cele două degete cu care își potrivește ochelarii. N-am venit singur, m-a luat de acasă ca bob. Tot nu-i normal. E normal pentru că părinții mei sunt oameni de afaceri foarte ocupați și cu firme străine. Bunica suferă de ficat după masa bea ceai hepatic și trebuie să stea întinsă mai multe ore, ca Bob mă duce și înapoi. Îmi cenzurez orice umbră de surâs, minte ăsta micu ca un purtător de cuvânt prezidențial. Hmm, privirea lui Suliță urcă de la adida și italiena lui Dorinel până la ochelarii a căror achiziționari ar apă până salariul de maior. Cum de te aflai la ora 10 pe terasa blocului în loc să fii la școală? Directă de dreapta, dar Dorin îl fentează bine. Răspunsul e neașteptat, mă lasă și pe mine cu gura căscată. Vă rog să mă iertați. Am chiulit. Dacă e premeditat, absolut genial acest iertați-mă, căci așa ar fi vorbit instinctiv un copil. Instinctiv pentru că Demetru nu este nici diriginte, nici director de școală, ceea ce nu îl împiedică să facă pe ăla îngrozitul. Fiți atenți în familie, Elevul Florescu Dorinel, a chiulit de la războaiele punice și dicolite donate. Ai chiulit? E un lucru extrem de grav. De ce ai chiulit? Să vedeți, Donald. Vreau să spun pasetul meu. E bolnav. Are viermi intestinal și bunica criză de ficat. n avea cine să-l ducă la doctor. Vizitele sunt între 10 și 1 jumătate, dar trebuie să aștepți. Sunt foarte mulți bolnavi și vin și pisici și canari și am văzut și un cocoș așa că nu m-am dus la școală. Ți se pare un motiv suficient? De mirare ochii lui Dorinel ies din ochelari. E stupefiat și rănit până în adâncul sufletului. Păi cum? Ce? Să-l las pe Donald să moară? Edificat, suliță, mi-l abandonează. Bombă-ne ceva despre părinții responsabili și trecem în sala de proiecție. În sală e întuneric pr pentru protecția martorului. Pe stradă lumină ca la fotograf. Vizionăm o duzină de hojmălăi între 25 și 30 de ani. Toți chipeși, atletici, blugi și succes la dame. Zici că s-a mutat buftea la poliție. Reflectoarele orientate asupra lor îi împiedică să ne vadă. Îi admirăm din față, apoi din ambele profiluri. Victor Săraru, zis Richard Gher, el optule din șir. Dorinel îi privește concentrat. Mă așteptam să țâșnească șrapnel de pe scaun. Uite, ăsta e! Nu! Le cumpănește serios înainte de a se pronunța. Suliță își pierde răbdarea. A trecut cam un minut și jumătate. Ei, băiete, ce spui? Pe care dintre ei l-ai văzut cu pușca pe terasă? Răspunsul lui Dorinel mă pocnește în moalele capului. Pe niciunul! Niciunul dintre domnii ăștia nu e Richard Ghier, Clar, scurt, categoric. Nu mă uit la suliță. Doar cu privirea poate nimici un tramvai. Simt că nebunesc. Ești sigur că îi vezi bine? Nu vrei să mergi mai aproape? V-am mai spus că eu nu sunt miop. Am astigmatis și stau în banca cincea. Văd foarte bine. Și la tablă, și când aștept troleibuzul. Eu mi-am pierdut cumpătul. Uită-te la al optulea din șir sau la al patrulea din dreapta, dacă vrei. Nu e la Richard Gere?" Nu?" Atunci cine mama dracului e?" Robert Redford."